Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. Cu mine în studio în această seară sunt domnii Corneliu Gârjoabă, membru al Partidului Democrat Liberal Goj. Bună seara și bine ați venit, domnule Gârjoabă. Bună seara, bine v-am găsit, spectatorii. Ne bucurăm și de prezența domnului Ilie Petrescu, membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu. Bună seara și bine ați venit, domnule Petrescu. Vă mulțumesc și dați-mi voie să salut toți gorjenii și având în vedere un moment deosebit pentru persoane vârstnice, pentru 1 octombrie, le transmit toată căldura, tot respectul pentru acești oameni care au construit județul Gorj și familiile care au 50 de ani de căsătorie, la fel le transmit cele mai și îmbrățișez pe toți că au construit acest județ care, din păcate, avem multe și foarte multe probleme. Din păcate, persoana de vârsta a treia nu mai reprezintă o prioritate pentru cei care ne conduc acum. Asta este un alt păcat pe care îl comit cei care se află la putere. Dacă n-ai bătrân să-i cumperi, noi trebuie să-i cumpărăm tot timpul. Ca o înțelepciune deosebită. Ajungem și acolo. Este un subiect pe care, sigur, ar trebui să-l discutăm, modul în care sunt tratați și respectați până la urmă cei care ne asigură acum nouă ceea ce avem. Din păcate, noi distrugem, nu știm să păstrăm ceea ce avem. E un subiect, un alt subiect, așa cum spuneam. Vorbim despre întâlnirile acestea care au un scop, anume acela de a salva județul Gorj. Domnule Gârjoabă, spuneați mai devreme și așa cum v-am spus și atunci și vă spun și acum, mă surprinde faptul că cei din Partidul Democrat Liberal, colegii dumneavoastră din Partidul Democrat Liberal, nu v-au invitat la întâlnirea pe care au avut-o la acea dezbatere pe probleme de energie și șomaj. Dumneavoastră fiind un om care a lucrat 10 de ani în sistem, nu ați fost invitat. Nu că nu ați fost invitat în calitate de specialist în minerii și energie, nu ați fost invitat în calitate de membru al Partidului Democrat Liberal Gorj. Ce puteți să-mi spuneți despre asta? Am fost și eu surprins că nu m-a invitat președintele partidului, pentru că cred că din tot activul de partid, domeniul muncii sunt unul dintre cei mai buni în acest domeniu. Ce să spun? Părerea mea că întâlnirea ar trebui să fie o întâlnire benefică pentru locuitorii județului, pentru că trebuia să dezbată problemele cu care se confruntă județul și cea mai mare companie din țară sau cea mai mare din județ și din țară, acea companie Oltenia, pentru că aici sunt probleme care pentru județ poate să fie bine sau rău. Modul cum această companie își va desfășura activitatea și va merge în continuare va fi pentru acest județ un lucru benefic dacă merge bine sau un lucru rău dacă nu merge bine, vom ajunge ca cum se vorbea înainte un proverb românesc că dacă vrei să moară un câine dur în Gorj. Așa se va întâmpla și aici. Din păcate, perspectivele la ora actuală sunt să ajungem la acel proverb. Pentru că nimeni, absolut nimeni, nu interesează de ca aceste lucruri să meargă. Și vă dau un exemplu simplu de tot. Ne luptăm de, cred că de 14 ani de zile cu legea expropierii. Suntem la cheremul unor oameni care, dacă au ei un fix așa, domnule, e traios proprietari. 10 miliarde, un hectar și 10 miliarde, puțin de teren la Mătăsari. Adevărul știți care este? Că costurile cu alergatul după cărbune a excavatorilor în acea zonă costă mult mai mult decât 10 miliarde. Numai că, în momentul în care dai la un om 10 miliarde, urmează principiul dominoului. Ceilalți cel 11, da, 12, da, așa. Da. Părerea mea că aici s-a greșit de la început, pentru că, chiar dacă nu era această lege, domnule, perimetrul de exploatare, dacă o luai de la capătul, din acolo unde se termină, și începeai să expropiezi, ajungeai la oamenii care, și era, e costat, cred că toate expropierile cât am plătit până acum. Bun, revenind, discutăm imediat și despre legea exproprierilor pe care domnul Petrescu probabil o știe din perioada în care era în Senatul României, dar vreau să vă întreb, care credeți că a fost rostul acestei întâlniri, dat fiind faptul că, iată, nici oamenii pe energie din partid nu au fost invitați? Ce să mai zic de ceilalți? Deci, părerea mea, primul scop a fost clar să observe cum organizația de la Gorj și organizația PD de la Gorj își face programul de reorganizare. Clar. Al doilea, bineînțeles, a fost să se atragă atenția și din partea unui partid de opoziție cu situația care este în Gorj.
Expunerile ce le-am citit și eu din presă și nu am, dacă n-am participat, nu pot să spun exact, au fost niște expuneri pe domeniu în care clar că s-a spus cu câtă energie se vinde, da, cu toată situația aproximativă, situația companiei. Deci oamenii au fost documentați, s-a atras atenția, șomajul care este în creștere, da, numai de la firmele sindicate s-au dat afară 1000 de oameni. Aveam nevoie de așa ceva, de o astfel de radiografie, domnul Petrescu? De ce vreau să din punctul dumneavoastră de vedere. A fost o miză politică, punctaj politic, nu vreau să intru în substratul organizației de partid, dar vreau să fac o chestiune de radiografie. Această lege a expropierilor a revenit și a fost izvorul tot de la Jilț. Și asta o spun, 255-ul, la Jilț s-a întâmplat un fenomen, niște excavatoare sau buldozeri au fost puse în fața excavatoarelor și atunci conducerile care erau atunci, inclusiv domnul Vulpe, care am un respect pentru specialistul Vulpe, am pornit la această gândire de lege de interes național și interes pentru județul Gorj. Din păcate, ce spune și Cornel, că pe Cornel îl știu din 86, când lucram pe la Mătăsari, la mina Mătăsari, vreau să vă spun că această lege este o chestiune politică, de interes și de miză politică. Adică? Dacă se vrea, și aici rog pe premierul Victor Ponta, să dea această chestie de hotărâre de guvern, pentru ca aceste zone, și mă refer nu numai la Jilț, că noi astăzi am fost, da, cu domnul Vulpe și cu domnul Rușeț și cu Horcea, la domnul Dragotor. Din păcate ne-am dus acolo, a plecat la cules de vie. Mâine la 7:30 ne ducem din nou. Deci nu ați reușit să vorbesc cu domnul Dragotoiu. Deși domnia sa are doi fii angajați. Știu, unul la Roșuța și știu toată chestiunea. Nu, nu-l interesează. Problema este că la ora actuală, Jilțul Nord, Jilțul Sud, Roșuța, Roșia și Lupoaia întâmpină această chestiune. Iar pentru județul Gorj, prima cauză care trebuie discutată astăzi este expropierea. Pentru că domnul Gârjoaba a punctat foarte bine. Problema dominoului există, pentru că s-a făcut greșeală din greșeală. Mi-aduc aminte pe timpul lui Davidoiu, director general la SNRO, da, a dat 5 miliarde la o casă care nu știu dacă a fost de utilitate, dar s-a dat bani. Ori acest sistem informațional și de comunicare au existat în timp în relația de a participa la negocieri. Se presupunea că este secret prețul care se dă pentru un teren, da, expropriat. Credeți dumneavoastră când vorbim de subiect? Numai că oamenii sunt oameni. Eu care mi-ați dat un preț mare, am neamuri care au mai încolo sau vecini sau prieteni. Trebuie să-i spun. Vezi că eu luai atâta. Să practică chestia asta. Deci această lege... Și să practică chiar cu salariații unităților miniere. Pentru că ei care se duc, și s-au întâmplat multe cazuri, când s-au dus să negocieze, și-au luat și ei parte. Eu care am contribuit, adică am fost și expropiat, știu oameni din comuna mea care au dat. Și dacă se practică și acum așa, vă dați seama, este adevărat că și salariații, acești salariați, nu au tratat oamenii cu egală măsură. Pe unii i-au fituit, pe unii care vedea omul să-și dea terenul, stai mă că până ajung la tine, mai am. Da. Pe alții i-au dezavantajat prin două aspecte, banii și angajările. Nu se poate ca la unul să-l angajezi cu 10 ari și altul cu hectare să-i spui angajezi la sind. Da. Sau la sind, după aia îl lași pe drumuri. Credeți că oamenii când văd, domne, m-a lăsat pe doamne și nu trebuia să lege niciodată de oameni expropiați și mințiți de noi, inclusiv de mine, când am fost director direcției minieră, bă, duceți-vă la SIN că vă asigurăm până ieșiți la pensie. Recunoașteți că ați mințit, da, oamenii? Da, da. Ați făcut o bună știință atunci? Nu mă gândeam vreodată ca cineva să aibă atâta inconștiență să se lege de acești oameni. Sunt două categorii de oameni care nu trebuia să alege nimeni, să se ia nimeni de ei. Acești oameni care și-au dat terenul și s-au mulțumit cu angajarea la SIND și oamenii preluați și acești oameni, eu am identificat, iar tot așa i-am mințit,
Bă, frate, duceți-vă la societățile care au fost administrative, care s-au, s-au esenalizat, că avem grijă de voi, vă dăm salariul ca și așa, le-am dat o perioadă, spune, am uitat de ei, pentru că nu a ținut de mine să mă țin de promisiune. Eu am fost, m-au schimbat, mă rog, au venit alții nu s-au mai ținut. Dar aceste două categorii de oameni nu trebuia să lege de ei absolut până să chidea mineritul în județul Gorj. Sau până ieși la pes. Domnule, deci, Petrescu, care este forma pe care dumneavoastră ați propus-o de lege și unde s-a ajuns acum? Deci s-a ajuns la Ministerul Economiei pe timpul lui Vosganian. Deci asta a venit legea cu expropriere, a venit de la Gorj, nu vorbim de autostrăzi și restul. Deci ele au intrat în regim. Dar izvorul a venit de la interpelările care le-am adresat ministerului, primului ministru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, și aceste chestiuni de interpelare a venit ca fond pe SNLO cu construcția de a forma această lege, legea expropriilor de interes național. Și este interes național, e o cauză. Ce spunea și domnul Gârjoabă, sunt oameni cu convenții care le-a făcut... Vor fi reangajați, l-am impres, au promis. Cred și rog pe domnul Ciurel pe tema asta și insist, pentru că oamenii, e o stare de spirit, eu sunt în zona acolo, comunic cu oamenii, văd ce relație... Miercuri ar trebui să fie pe masa și guvernului. Și asta e o chestiune pozitivă, pentru că a dat stabilitatea celor oameni din zonă care și-au dat pământul în interesul locului de muncă. Rog pe domnul Ciurel pe chestiunea asta să insiste și dânsul prin Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, prin domnul ministru Niță, ca această lege, ca această hotărâre de guvern să fie de urgență aprobată, pentru că acești oameni din zonă deja sunt creat pe spirit. Cine are interes, domnul Petrescu? Spuneați de interesele celor care județul, își doresc... Consensul județului. Nu, spuneați că sunt interesele celor care nu își doresc promulgarea acestei legi. Sunt cei care se duc și se află în spatele acestor negocieri. Sunt destule interese și în spatele legii. Nu, este clar. Acești oameni sunt ideea cu pete. Nu vorbesc de oameni. Noi vorbim de lege. Cu pete că au fost societățile sindicatelor. Cornel, nu vorbim de oameni. Nu vorbim de, noi vorbim de lege. Acum ce mă întreabă doamna e legea. Legea există un grup de interese. Care nu vrea să le s-o promulge. Cine sunt aceia? Sunt persoane care negociază. Cine? Sunt și din Gorj? Pentru că această lege ar trebui să se aplice la nivel național. Sunt și din Gorj persoane care nu-și doresc promulgarea? La ministere. La ministere. Acolo se blochează. Deci haideți să vă spun o chestie. Care ar fi interesul? Explicați-mă așa. Eu nu am nicio treabă, nu am nici teren, nu lucrez nici în CEO. De ce nu ar vrea acel grup de interese promulgarea? Spuneți-mi așa frumos, cu subiect și predicat. Din punctul meu de vedere, dacă era interes, din 2006, această lege era evident, mai ales acum USL este atot puternic, 70% în Parlament. Și suntem în 2013. Așa, cine, de ce nu se dorește promulgarea? Pentru că a fost acele elemente de ce spune domnul Gârjoabă. Și eu cred că acum încerc să convinc această... Câți dintre cei pe care noi am trimis în Parlament, dar vă rog să fiți sinceri, acum că, uite, iată, dumneavoastră, cei de la Partidul Democrat Liberal vă marginalizează, dumneavoastră sunteți în PPDD, mai să zicem că sunteți departe de Ciolan, cine din Gorj a profitat, care ar fi avut toate pârghiile să nu se promulge legea asta? E doar lui Cornel că a fost la putere. Ce vă lepădați? Nu, vreau să vă spun clar, eu vă spun de ce nu să... Oamenii din ministerie care trebuie să dea avizele, de nu s-au ajuns până la faza finală. Știu că, cel puțin pe timpul când eram director de direcție minieră, am început demersul pentru județul sud, finalizarea este foarte greoaie. Trebuie să iei acceptul comunității locale, acceptul comunității județene, după aceea la ministere, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, da. Ministerul Muncii, toate ministerele. După părerea mea, aici s-a luat cu greu și aici, pentru că în Consiliul Local, de exemplu, în localitățile ăștia care aparțin de, dacă nu le făcea niște facilități, nu ți aprobau. Câte facilități am făcut la anumite consilii locale? Ca să luăm aprobare la Consiliul Local. Deci era absolut în regulă. Deci era în regulă. Nu, domnule, dacă vreți așa, îmi face și mie drumul ăsta, îmi face și mie canalul Hai ăsta. Hai să zicem, până la urmă, dacă era în interesul comunității, acceptăm și ideea, da. Numai să nu fie în interes numai personal. Numai că oamenii din direcție, din ministere, nu se pricep. Domnule Petrescu și domnule Gârjoabă, blocajul carierelor se datorează directorilor locali care nu știu să-și coordoneze activitatea, iar legea 255 nu va trece deoarece fondul proprietatea are 25% și este o societate privată, nu se poate ca un proprietar cu 100 de metri
de excavator să nu i se facă nicio ofertă, spune un domn Vasile. Cu tot respectul pentru domn Vasile, vreau să vă spun dacă, și repet încă o dată, domnul prim-ministru Victor Ponta grăbește această hotărâre de guvern. Dar punem totul în spatele primului ministru. Păi nu, e chestie politică. Mare și omul ăla deci ceva. Suntem, deci să avem cutuma, 11 parlamentari. Domnul Petrescu, dați-mi voie, 11 parlamentari în județul Gorj să facă toți gură în Parlamentul României de și să facă front fișetele, comun. Fișetele ministerilor, că n-au niciun interes. Nu ne interesează pe ministru Gherghina de județ nord al meu. Că oamenii rămân fără locuri de muncă. Doamna are dreptate, domnule. Parlamentarii nu au niciodată că au făcut interpelări, peste interpelări, că au venit pe posturi locale să doamne, ne-am bătut și nu mă ajută nimeni. Sunt oameni din colegi care sunt în Parlamentul României care nu sunt de acord cu această lege. Și nu vreau să dau numele că nu mă interesează. Colega noastră, Nicu Namocioi, a făcut o interpelare și vrea să se... Deci chestiunea asta, care e stadiul... chestiunea asta trebuie forțată și dusă la îndeplinire, pentru că în complexitatea acestor lucruri, că eu știu ce înseamnă, duceam la Ministerul Învățământului o propunere pentru pământul de la Motru, să vă dau școala. Dacă nu stăteam toată ziua, băteam la directoarea de cabinet, nu interesat de Motru. Cine e Motru la nivel, sau Jiri Nord sau Jiri Sud? Dacă nu dar trebuie să luat fiecare documentație, băgată pe site-ul Ministerului Economiei, dus la Gherghina și sta la Gherghina. Domnul Petrescu, noi ne-am săturat să ni se explice din partea parlamentarilor. Nu este treaba noastră să vă ajutăm în diferite proiecte. Dar dacă treaba ta nu e să ne ajuți în proiecte, nu e să... treaba nu ți-o faci, că legi nu promulgi, deci apoi vreau ce mai afli acolo? Repet, dacă moare județul, a cui trebuie? Deci ce mă alege? Deci haideți să vă spun câteva chestiuni punctuale. Și eu vă spun cum am avut și rămân omului județului Gorj. Cred că valența județului Gorj de la tribuna Senatului tot timpul a fost Gorjul nostru. Dați-mi voie să vă spun o chestiune și vă dau două chestii concrete și coerente. Prima chestiune, strada Macro de la Motru. Proiectul, dacă nu-l luam, că exista pe fonduri europene, o săptămână mai dura și aceea dacă nu ne duceam să facem niște chestiuni legate de proiect, pedeam proiectul cu strada Macro din intersecție de la Motru și până la, de la tricotaje până la asta. Doi, ANL-ul de la Motru, tot datorită unui cuvânt care m-am dus și am umblat pentru acel proiect. Din păcate. Din păcate, vedeți, din păcate. Acest lucru trebuie să fie din păcate ne-am pentru interesul acestui județ. Ignoranță, să știți. Sunt de acord. Domnul Grijoabă, câți oameni ați ajutat dumneavoastră pe vremea cât ați fost director? Mulți, foarte mulți ziceau că vă vor pune în pomelnic, dar s-au lepădat de dumneavoastră ca Iuda de Iisus și nici nu au apucat să cânte cocoșul de trei ori. E adevărat, mi-a spus, dar dumneavoastră a spus la morți sau la vii. Probabil la morți. Da, nu, asta este o dilemă. Vă întreabă telespectator, de ce vorbiți, domnule Petrescu? Ați fost două mandate și nu ați avut inițiative legislative. Da, e păcat. Cine vorbește e cu răutate. Să uită pe site-ul Senatului, sunt 145 de propuneri legislative și toate fac obiectul unor interese, fie din județul Gorj sau naționale. Doi, am 247, nu, acum, dacă din 237 de ședințe care le-a avut într-un mandat de parlamentar, am avut 240 de expuneri de la tribuna Senatului. Dar să vadă pe site. Și plus comisiile speciale care am făcut spune parte. Spune un telespectator și probabil este probabil bine documentat. Probabil că omul a fost dezinformat sau pus cu... Dacă îmi vorbește cu mine, eu vorbesc ce s-a întâmplat. Senatorul Greblă are pământ la Telești pentru strămutări și blochează legea de utilitate, spune telespectatorul. Poate că domnul Greblă, nu știu, se află domnul Greblă printre cei care și-ar dori ca să nu treacă legea 255 modificată? Nu cred. V-am încuiat. Nu cred, nu este l-am întrebare auzit, dar la care probabil nu puteți să-mi răspundeți. Nu este prea activ așa pentru aprobarea legii. Deci este așa. Nu este nici... E cam nu la cunosc treaba. Cum ar trebui? Cum va fi legea modificată? Cum va fi ea? În ce fel? În primul rând, documentația de la JS9 și la Roșia a plecat astăzi la București. Ea o să fie pe site-ul Ministerului Economiei și care își va urma traseul. Traseul depinde de cum îl forțăm. Să treacă cât se poate de repede pe la ministere, să le dea avizul și ca ea să fie în final o hotărâre de guvern. Și asta trebuie forțată de nu, la... Nu, dar conținutul întreba cam cum ar trebui cum ar fi, să apară, cum ar să, trebui fie să apară să fie bine e pentru toată lumea. O terță instanță sau instanța de judecată ar trebui să hotărască modalitatea de expropiere și quantum. Și quantum, și nimeni să n-aibă dreptul să oprească unitatea minieră, adică care face parte din până economia națională. Până la urmă trebuie să se gândească cineva și la cei oameni. Sigur că nu e în regulă să ceri 10 miliarde pentru un teren hectar și un hectar jumătate de teren, însă... Și 10 angajeri.
Și 10 angajări. S-a dus și domnul Ciurel și domnul Antonia. Da? Dar nu se poate așa ceva. Deja devin sfidări, pentru că are dreptate domnul Găjoabă. Că aceste reguli, a fost un flux de informații între ei și au început să se încăpățâneze. Nu, doamnă, că și așa are nevoie de mine. Dom'le, nu e în regulă, dar de ce-i dai aluia că și-a mutat casa cu pilonii? Păi, în situația omului, că e poate vecin cu ăla acolo. Da. Stai, domnule, să ia și mută casa aici. Zeci de miliarde s-au dat. Și atunci, sunt cauze de... omul ăsta, când vede că ăla care n-avea poate proprietate nici pe sfert cât are el, îi dai să-l, așa, să-l fac gogoașe și pe el săracul, eu nu zic că are dreptate. Dar în contextul în care, ca și chestia cu mințitul, eu am spus că am mințit, dar în contextul în care sunt acum oamenii pe drumuri. Nu mă așteptam vreodată la așa ceva. Așa și la ăștia. Dom'le, vecinul meu dacă ia și dau, îi bagă, nu știu pe ce criterii. Da. Nu știu pe ce criterii. Pe că a înșelat el, că a avut prieteni, că nu știu ce. Eu văd că-s vecin cu el sau mai departe. Și atunci când ajung la mie, stai un pic. Stai un pic. Păi ce facem? A lui aia ai umplut căruța și mie... Cauze. Și cauze tăi eliminate. Și cauze, v-am spus, cauzele... Pe de altă parte, vi se pare corect să se aplice legea 255 modificată, adică să stabilească un preț standard, domnul nici să nu aibă drept... Va fi după categoria de pământ, vor fi mai multe chestii. Exact asta vreau să vă zic, adică nu cumva se va face va fi o discrepanță atât de mare între ceea ce s-a plătit până acum și între ceea ce se va plăti de acum înainte? Una-i pădurea, una-i arabilul, una-i... Nu. Deci ca valoare va fi valori, cred deci că diferite. Pentru economia națională trebuie să fie corect. Da. Instanța de judecată va ține cont de ce au plătit până acum, ce trebuie să plătească la omul ăsta. Domnule Găjoabă, spuneați despre faptul că sunt mulți care se află în spatele despăgubirilor care s-au făcut de complexuri de SNL-o. Mă rog, spuneți-mi dacă cineva până acum plătește pentru acest lucru. Nu. Este cineva tras la răspundere? Nu. Dumneavoastră știți, sigur, nu mi spuneți în mie în seara nu asta, dumneavoastră de asemenea știți cine are interese, nu vreți să ne spuneți deci, nouă vreau, în această nu, seară, nu, dar nu, cel nu, puțin... Nu vreau să mă... Nu, intrați într-un joc care nu face obiectul meu. Deci știu, nu știu ce se întâmplă cu chestiunea, dar faptul că nu se rezolvă e o chestiune care... Tu s-a furat, deci este o altă formă de a fura, da? Faptul că te afli în spatele unei... practic îl îndemn pe omul ăla să comită un abuz, da? De ce nu plătește nimeni? Nu plătește nimeni. Se știu că banii au ajuns undeva. Se știe că cineva a profitat cu nesimțire. Chiar de acea persoană. Practic, dacă trebuia să fiu eu cel care negociază direct și să fiu eu cel care ia căruța aia de bani. Nu să mă îndemn tu pe mine să negociez la modul ăsta și tu să fii beneficiarul unei sume importante. Sigur că doar nu-și bătea cap pe 2 lei. Bun, nu vreți să răspundeți, ok. Sistemul mult mai complicat. Nu da? Să discutăm. Da. Bun, problema e delicată, după cum a observat și telespectatorul nostru, pentru că trebuie câte o hotărâre pentru fiecare perimetru în parte, spune telespectatorul nostru. Da, da. Adică stac pe categorii, se fac și... Da, păi e pădure, e arabil. Adică trebuie să-i dea acolo un... forma și fondul legii, anumite dimensiuni... Vor avea posibilitatea să conteste în instanță un preț care este acordat pentru o suprafață de teren, cei care urmează să fie expropriați? Bineînțeles, ei au toate acțiunile în instanță, de la fond până la înalta curte de casație, numai că n-au dreptul să mai pună în fața excavatorului. Deci el, dacă nu-i convine la instanța de fond aici la Târgu Jiu, se duce mai departe, Craiova, București, dar nu are dreptul să oprească instalații, să oprească excavator. Pentru că și în final, ce hotărăște instanța, indiferent care instanță, definitiv, va fi obligatoriu pentru cele două părți. Exact ca la un proces. Da, vedeți acum, știți cum e? E aplicat, e o lege, dar care e contestată. Nu știu ce să zic. Deocamdată nu e contestată. Nu, sigur că nu a ieșit. Nu e... E pe parcursul... ministerelor și eu cred că dacă cineva se ține de chestiunea asta de drumul legii, eu zic că va ieși. Spune un telespectator că la Jilț... promulgarea legii. Vedeți vreau să pentru autostrăzi că a fost interes da. Guvernul care, da. Guvernul PDR a dat ordonanță de urgență de expropiere pentru autostrăzi. Probabil a fost cineva pe acolo care are terenul din
care a avut asta intrare. Asta sigur. 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 Ei, vedeți, pentru... Cine știe, azi, acolo oricum interesele sunt mult mai mari decât pentru, în fața excavatoarelor. Și pentru acest, ar putea să deordonează de ordine. Apropo de chestiunea asta, inclusiv la Roșia Montană, pe timpul când eram senator prin 2000-2001, s-a luat de parlamentar și nu dau nume parlamentarul, l-a luat pământ la Roșia Montană. Cu ideea de aici, de la Gorj? Nu, la Gorj. A. Vorbesc la nivel la național. Nivel național. Păi nu, dar nu numai că la nu ce la minți luminate avem în județul Gorj, orice e posibil. Dar Sacina a cumpărat o grămadă de pământ. Nu vorbesc de asta. Nu, vorbim de parlamentari. Noi vorbim de spectrul politic. Nu, dar vorbesc de ce interes are un patron să cumpere în teren. Da. Păi cine știe, dacă e patron înseamnă că are un interes economic. Vrea să facă agricultură, probabil. Cine știe? Eco. E posibil și asta. Deci la Gilles Nord, spune un telespectator, s-a luat un miliard pe 10 ani de un pedelist. Nu răspund acum. Oricum nu i-a dat banii pedeliști. Probabil că omul știe nu. Ce știe. Nu, au dat fiecare dintre... Da, sigur că problemele sunt mult mai complexe. Îmi dau seama că dumneavoastră ne aruncați doar așa câte o... fărâmitură de informații, trebuie să o digerăm cei care știu cei care nu. Domnilor deputați, nu sunt deputați, dar mă rog, vi se pare corect ca miniera să ia mina, să ia terenul oamenilor și să le dea serviciu la societăți, iar după ce le-au excavat să-i dea afară și cei neafectați să rămână la serviciu, întreabă telespectatorul nostru, pe cei care conduc mineritul, cum îi pedepsiți pentru asemenea probleme, se întreabă telespectatorul nostru. Deci, da, este vorba despre cei care au dat teren, au fost dați afară. Am ridicat problema și am insistat pe chestiunile pe mass media și în loc pe domnul Ciurel public, ca acești oameni de la SINT, care au fost și ei sunt cu acte care au dat pământul la unitățile miniere, să fie acea hotărâre. Bun, v-am văzut când vorbeam despre... Dacă suntem la domeniul acesta, domnule, ca ai câștigul societății CEO Oltenia, da? Că ia pe ea de la SINT, la aceeași tarif și bagă la MIPES. Că tot trebuie să-i dea bani. Nu e aceeași chestie. Nu e aceeași chestie. Vorbim despre management defectuos, domnul Gârjapă, oricât ați spune, vorbim despre un management defectuos aplicat la SINT Gilt și la... Dar nu e adevărat. Cealaltă societate, că nu-mi vine acum. O Servin. Deci nu știu de o să vin, dar la OSG... Bun, având în vedere că, domnule, nu era societatea Complexul Energetic Oltenia, era societate prestatoare. Într-adevăr, 90 și nu știu cât la 100 din activitatea prestată era pentru Complexul Energetic Oltenia, dar era societatea comercială, care nu are nicio treabă cu Complexul Energetic Oltenia. Minprestu este societatea complexului, este 90 și nu știu cât la 100 acționar Complexul Energetic Oltenia, este societatea... 95%, da? De ce spuneți că nu sunt cazuri similare? Eu vorbesc de cheltuielile pe tona de pe tona sau pe megawatt. Sunt aceeași cheltuieli. Pentru că tarifele sunt egale, numai că în loc să dea banii pentru SINT, îi dă pentru MIPRES. Păi da, spun așa, Complexul Energetic Oltenia, eu nu-ți mai dau ție bani să-mi plătești mie. Mi-au eu la societatea mea și cum îi plătesc, așa îi am. De nu da, așa e situația? Deci banii sunt tot aceiași, care consumă complex. Da, îmi dați voie să completez ca și tablou să se înțeleagă? Acești oameni au fost angajați ca un izvor de pornirea unui fluviu. Izvorul a fost pentru că aceste probleme sociale legate de pământ s-a creat acest sistem, societate, în zona Jirțului, pentru acești oameni care au probleme cu pământul. Ei, de fapt, au fost angajați pentru pământul care, de fapt, era trebuit să fie angajați în sistem. Așa. Și nu s-au fost angajați în sistem, că erau, cred că, o valoare mult mai mare față de societatea prestătoare, care era un salariu minim pe economie, care era 6-7 milioane de lei, dar oamenii s-au mulțumit pentru un loc de muncă și că are o carte de muncă, că în caz de probleme de sănătate, da, nu știu ce, pentru asta este evident. Deci pentru locul de muncă, care din respect, indiferent de culoare, chinezul are un cuvânt mare și magic. Nu contează culoarea pisicii, important să prindă șoareci. Deci pentru noi, pentru zona minieră, s-a creat un loc de muncă. N-a contat culoarea, a contat acel loc de muncă și respect pentru că s-a putut face treaba asta. Tot același respect, intervin ca om public, ca persoană publică, ca acești oameni să fie angajați la MIPRES, acei care au convenție civile, sunt 100 și ceva, și cei care au probleme sociale, că domnul Gârjoab a aruncat bine mingea la fileu,
că sunt și cu probleme sociale, care de fapt au fost externalizați și oamenii n-au mai putut să fie încadrați în... Din păcate, sigur că fiecare dintre ei constituie un caz aparte. Un caz special și cu oameni care sunt familii divorțate, au 2-3 copii. Eu sunt în zona acolo și prin stilul meu de comunicare mi-a dat posibilitatea să cunosc mai bine. 350 dintre ei 350. Vor avea șansa să se reangajeze. 350 pe total ce înseamnă CEO, dar vedeți că Sindu a avut peste 300 de oameni. Roșia la fel. Vreo 700 și ceva sunt în total dați afară. Și vreo 700 au avut o seriune. Ca și completare. Suntem aproape de cam un minut, mai avem un minut. Să finalizăm tablou. La Orsermin au fost oameni care au fost scoși datorită perioadei 99, că eu am participat și n-am fost de acord cu acea disponibilizare pe ordonanța 22, care nu și-a îndeplinit condițiile de pensionare la 20 de ani de vechime de suteran. Și Orseminul era o supapă, o viață pentru acei oameni care îndeplinesc condițiile de pensionare. Și cei de la Mina Seciurile, care lucrăm la Minpres, avem aceleași probleme ca cei de la Jilt, să avem contract de muncă pe 30 de zile, spune un telespectator. Știm, da, cunoaștem și problema, am tot scris, dar cred că dumneavoastră, spune un telespectator, nu cunoașteți legea 255, autostrăzile sunt de interes național, pe când CEO nu este de interes național, spune telespectatorul nostru. Facem glume. Păi, energia e de interes național ca și cărbune. Mai mult decât. Nu, de ce nu s-a angajat în sistem oamenii aceștia? Pentru că la momentul când s-au angajat ei, eram monitorizat și fondul, adică numărul de salariat s-a aprobat de minister. Da. La UMC Rovinari s-au dat 3 miliarde și 2 angajări pe 10 ani, spune un alt telespectator de-al nostru. Foarte multe mesaje, nu mai avem timp, vă mulțumesc mult de tot. Din păcate nu am reușit să vorbim, să dezbatem decât problema legată de exproprieri, foarte importantă și oamenii trebuie să știe. Cei care nu dau acum riscă să ia de nu știu câte ori mai puțin, asta trebuie să știe, sigur, e o decizie care le aparține. Vă mulțumesc mult de tot și vă mai aștept și cu altă ocazie. Și le mulțumim, Corjene, că ne-a avut posibilitatea asta. Doamna, acum e rău cu 2 hectare de pădure, eu. Dumneavoastră? Da, să-mi dea la prețul care practic acum. Nu, domnule, că e la marginea, nu e în perimetru acum. Nu mi-l ia. Deci, dar urmează. Urmează, le. Mulțumesc mult de tot. Și atunci? Cât le cereți? Foarte scurt. Nu, nu se omul ăla. Păi, dar vreau să zic că am la final. Păi da, suntem aici. Suntem la final, mulțumesc mult de tot. Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și domnilor, vă doresc o seară minunată, ne revedem mâine, toate cele bune.